Doamnelor și domnilor, începem astăzi o serie, spun eu, frumoasă, o serie de videouri în care să aflăm poveștile de viață care se ascund în spatele sportivelor noastre de la Navobi și nu puteam începe altfel decât cu capitanul nostru, Ana Maria Roșu, care a acceptat provocarea și, iată, va dezvălui puțin, din ceea ce înseamnă viața Anei Maria Roșu din afara terenului de fotbal. Bun venit, Ana, și mulțumim pentru că ai acceptat să fii prima care să se destăinuie în fața camerei de la vedere. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Și da, cred că eu că sunt povești foarte interesante la nivelul echipei Navobi Iași. Tu practici fotbalul de foarte mulți ani, nici nu mai știu câți ani sunt, de când te știu eu pe terenul de fotbal și iată că nu doar în teren, ci și la margine, și la centru, pentru că nu ești doar sportiv, doar fotbalistă, ci și arbitru. Da, cred că m-am născut făcând fotbal, nu știu, nu pot să explic. Joc fotbal încă de mică cu băieții în fața blocului, cred că acolo au început toate fetele și na, părinții mei au sperat că e doar o etapă trecătoare și odată cu timpul îmi voi schimba și eu pasiunile și voi trece la chestii mai feminine, dar n-a fost să fie așa. Și din potrivă, cu trecerea anului, parcă s-au accentuat toate aceste lucruri și la sfârșitul clasei a 12-a, norocul meu că a apărut și la Iași o echipă de fotbal feminin și n-am ezitat nici măcar o secundă. Am venit la antrenamente și iată-mă aici după aproape 10 ani, cred că, de când a luat ființă echipa Navobi Iași de fotbal feminin. Dar mai ții minte când a fost prima oară când ai pus piciorul pe minge? E greu să-mi aduc aminte. Nu știu, cred că eram în clasa primară. Da, am avut o copilărie, cum era acum mulți ani, verile la bunici și acolo la fel tot timpul eram cu băieții, jucam fotbal, am stat și pe o stradă, ca să zic așa, cu mai mulți băieți și n-aveam de ales. A trebuit să mă adaptez jocurilor lor și mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut competiția care e în fotbal, mi-a plăcut să concurez cu ei, să fiu mai bună decât ei și am rămas cu această pasiune și în momentul de față. Da, e cineva în familie care să mai practice fotbalul în afară de tine? Nu, am avut-o pe sora mea care a făcut handbal la liceul sportiv. În schimb, fotbal nu a practicat nimeni. Am mama care se uită, urmărește meciurile echipei naționale în mod special și la fotbal și la handbal, dar de practicat nu. În ceea ce privește arbitrajul, când ai început să arbitrezi și de ce ai ales să fii și de partea cealaltă a baricadei? Pentru că până la urmă cred că e vorba despre partea cealaltă a baricadei, mai ales acum când arbitrii sunt atât de blamați în România. În arbitraj am început, cred că la un an sau doi, după ce am apucat de fotbal la echipa Navobi. Mi-aduc aminte că venise domnul Vlad Ciobanu, președinte la CJA Iași, și a făcut o selecție și la echipa de fotbal feminin, a întrebat cine vrea să încerce și arbitrajul. Am zis că nu am nimic de pierdut, în plus era o oportunitate să învăț și partea asta de legile jocului, pentru că te ajută foarte mult, chiar și în timpul jocului, să știi cum să eviți offside-ul, cum să, nu știu, cum să scoți un foul sau chestii de genul. Și m-am dus și mi-a plăcut. Într-adevăr, este o muncă extrem de grea, chiar dacă, nu știu, arbitrii sunt blamați în momentul de față. Sunt decizii pe care trebuie să le iei la secundă, sunt decizii, vedem acum cu tot cu VAR, unii arbitrii tot mai evită, mai stau și se gândesc dacă să dea un penalty sau să nu-l dea și e extrem de greu și arbitrajul și necesită foarte multă muncă. Care este cea mai frumoasă amintire a ta din fotbal? Sunt foarte multe amintiri plăcute, atât din momentul în care am jucat fotbal, cât și din viața de arbitru. Cred că cel mai plăcut moment e încă de la începuturile Navobi. Am avut un început mai greu, ca orice echipă la început, cu meciuri dificile, rezultate nu prea favorabile. Am început cu un 9-1, din ce mi-aduc aminte, la Vlăhița și ni s-au dus cam toate speranțele atunci. Eram cumva la pământ. În schimb, în retur, aici a venit, cred că, una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele. Am bătut cu 2-1 echipa care în tur ne învisese cu 9-1 și
a fost un salt uriaș pentru noi și a fost dovada că suntem pe drumul cel bun și că munca noastră este într-adevăr produce rezultatele corecte. Dacă ar fi să te caracterizezi în 5 cuvinte, care ar fi acele 5 cuvinte? Ambițioasă, războinică, orgolioasă, Poți adaug eu unul? Prietenoasă? Da, dacă așa spuneți dumneavoastră. Da, și nu știu, dar nu e un singur cuvânt, dar iubesc foarte mult ceea ce fac. Iubesc foarte mult fotbalul, iubesc foarte mult orașul și contează foarte mult să pui suflet în ceea ce faci. Cum este Ana Maria Roșu în afara terenului? Atunci când nu ești nici la antrenamente, atunci când nu ești nici la un meci să arbitrezi, nu ești nici la un meci oficial, ești pur și simplu tu, Ana Maria Roșu, din afara sportului. Îmi place să-mi petrec timpul singură. Îmi place să, nu știu, să merg singură pe stradă, să ascult muzică, să explorez orașul, să citesc foarte mult, nu știu, de exemplu, merg în grădina botanică, mi-au o carte și stau singură acolo, liniște și pace. Îmi place de asemenea să călătoresc. Am foarte mulți prieteni cu care mi petrec timpul liber, puțin de altfel, dar contează foarte mult. Și în rest, cam atât. Nu... Ce-ți place să mănânci? Ce-ți place să faci atunci când ieși în oraș cu prieteni? În general, nu-mi plac cluburile. Îmi place să, cum am zis, cu prietenii mei, dacă ies, să ies, nu știu, la o terasă sau, nu știu, să mergem să ne plimbăm undeva, să urcăm pe munți, chestii de genul, în aer liber. Mâncare preferată? Nu pot să zic că am mâncare preferată. Îmi plac fructele de mare, dar nu în mod deosebit. Adică nu am o mâncare pe care aș mânca-o tot timpul și sau altceva. Spuneai că ai avut o copilărie privilegiată, fără prea multe gadgeturi, fără prea multă tehnologie și asta ți-a permis să petreci veri la bunici, nu? Care sunt, nu știu, una, două amintiri de acolo, de la bunici? Cred că, într-adevăr, am avut o copilărie privilegiată și faptul că am avut bunici la țară m-a ajutat să mă dezvolt foarte mult, pentru că am petrecut timp, nu știu, învățând tot felul de chestii, umblând pe dealuri, descoperind, nu știu, momente... descoperind, nu știu, cum să supraviețuiesc de una singură și lucruri de genul. Nu știu, ce o amintire plăcută. Trebuie să fi existat ceva, nu știu, ai fost la o stână când erai mică, te-au fugărit câinii pe uliță, nu știu, ceva. Pentru mine asta, nu știu, ceva, chestii normale. Probabil acum un copil, dacă ar merge la stână, într-adevăr, s-ar părea ceva wow. Pentru mine, nu știu, erau chestii pe care le făceam poate o dată, de două ori, de trei ori pe an și era ceva normal. Nu știu, îmi plăcea foarte mult să merg cu bunicul meu la câmp, de exemplu, să conduc căruța. Deci erai conducătoare de mică. Da. La fel, îmi plăcea pe stradă să ies cu prietenii, jucăm fotbal, făceam alegeri, eram una dintre fetele care era capitan de echipă și acolo, făceam alegeri cu băieții. Tot felul de jocuri, vați ascunselea, nu știu, seara ne îmbrăcam, ne puneam cearșafuri în cap și, nu știu, mergeam, speriam oamenii pe stradă. Alte chestii, mergeam la furat, de exemplu, mergeam la furat mere, struguri, orice era, orice găseam acolo. Pepenii, când nici nu erau copți încă. Erau chestii care pe noi copiii ne făceau foarte, foarte fericiți. Și pentru că în spatele nostru, iată, fără să-mi dau seama, a apărut o mare de tricouri de la Politehnica Iași, nu pot să nu te întreb și despre experiențele tale în Galeria Politehnicii Iași, pentru că, mai presus de toate, ești suporter și știu asta, că iubești din tot sufletul această echipă și ai fost în multe deplasări și ai multe amintiri frumoase. Și îndrăznesc să-ți selectez eu una, deplasarea de la Hajduk Split. Da, într-adevăr, cred că a fost una dintre cele mai frumoase deplasări pe care le-am făcut alături de Politehnica Iași.
fost un moment deosebit, nu știu dacă vom mai trăi aceste clipe prea curând și ne-am bucurat, na, ca și cum a fost prima și ultima oară. Într-adevăr, am câțiva ani de când merg și în peluză, atât la echipa de club, la Politehnica Iași, cât și la meciul echipei naționale și pot spune că m-am dezvoltat foarte mult ca om alături de oamenii din peluză, cu toate că lumea îi blamează și spun că sunt în tot felul. Eu spun cu una pe inimă că am întâlnit oameni de la care am învățat foarte multe lucruri și sunt recunoscătoare pentru că am ales să merg în galerie. Care este sentimentul atunci când cânti până când nu mai ai voce și parcă câteodată cred că nu mai ai nici echilibru bine? Da, cum am zis, iubesc foarte mult acest oraș și această echipă și încerc, nu știu, să ajut cum pot. Noi considerăm că, de fapt, și în teren, atunci când simți suporterii în spatele tău, joci altfel, joci cu ambiție, joci, știi că ești apreciat și încercăm și noi în peluză să dăm aceleași sentimente și băieților de la Politehnica Iași și na, să simtă și ei că sunt apreciați și că reprezintă un oraș pe care noi îl iubim foarte mult. Dacă mâine te-ai trezi de dimineață și nu ai mai fi sportiv, unde te-ai vedea pe planeta asta? Ce-ai face? Știu, e greu de spus. Aș inventa din nou sportul ăsta, nu știu. Da, mai am o altă pasiune pe care o am, contrar a ceea ce fac acum. Este contabilitatea. Am terminat facultatea de economie și administrare afacerilor pe specializarea contabilitate și cred că dacă n-aș face fotbal, cred că aș continua pe domeniul acesta. Poate fi calculat fotbalul în cifre? Da, să știți că fotbalul necesită foarte multă matematică. Cum dai o pasă, cu ce viteză, cu pe ce distanță. Da, contează foarte mult și matematica și cifrele contează în fotbal. Undeva pe la 80-90 de ani, așa, te-ai vedea făcând niște calcule contabile și uitându-te la meciurile politehnice? M-aș vedea pensionată, fără calcule contabile. Nu știu, poate undeva într-o căsuță la țară, undeva liniște. Și da, la meciurile politehnice, dacă nu, pe stadion, de ce nu? De ce acasă, la televizor? O ultimă, de fapt nu e o întrebare, ci e mai degrabă o rugăminte, un mesaj pentru suporterii echipei Navobi și cred că totodată și un mesaj pentru cei care iubesc fotbalul în general, indiferent că e vorba despre fotbal feminin sau masculin. Da, în primul rând vreau să mulțumesc oamenilor care au fost alături de noi până în momentul de față și să invit pe ceilalți care sunt puțin mai reticienți să invite la meciurile noastre, să ne dea o șansă, pentru că noi punem foarte mult suflet în ceea ce facem și dăm totul pe teren pentru echipă și pentru oraș și cred că merităm o șansă din partea lor. Cred că nu o să fie dezamăgiți, pentru că o să vadă spectacol, este spectacol în fotbalul feminin, goluri foarte multe, faze de joc spectaculoase și toate aceste lucruri le pot vedea doar dacă vin la meciuri. Mulțumim! Vlăduț Dis de dimineață pe stadionul Abator, duminică, ora 11 fără ceva. Ce vânt te aduce pe aici? Da, bună dimineața. Am primit o solicitare din cadrul clubului Navobi pentru a veni și a da lovitura de începere la meciul de etapă curentă. Alături de sportul ieșean în general, iată, nu e prima oară când ai lovitura de start la fotbal, parcă te atrag fotbaliștii, așa, indiferent de gen. Da, păi, na, eu sunt de părere că toate sporturile sunt importante. Este datoria noastră să fim uniți, mai ales că știm foarte bine cum este situația sportului în general și cred că solidaritatea asta ar trebui să fie tot mai accentuată între noi. Fetele de la Navobi pe primul loc, așa cum îți place și ție să fii mereu, crezi că pot promova la finalul actualului sezon? Având în vedere că sunt pe primul loc în clasament, de ce nu? Normal. Este posibil orice, doar să-și dorească și să fie constante în rezultate. La tine, care e următorul pas? Ce faci? Te-ai odihnit? Ai fost și la competiție? Acum ce se întâmplă?
Sunt pregătire, mai am două turnee la care vreau să particip anul ăsta. Sper să pot din cauza pandemiei, că lucrurile stau un pic cam dificil. Dar mai sunt două turnee la care aș vrea să particip în luna octombrie. Dacă reușesc să ies din țară, că asta e problema principală, probabil că voi participa. Cât de dificilă este toată perioada asta? Iată, am sperat că am scăpat de pandemie și cu toate astea, parcă va veni valul 4 și mai aprig decât primele 3. E destul de dificil. Sunt restricții din ce în ce mai mari. Din păcate, ne dau înapoi pe toți, nu doar pe noi cei din sport. Trebuie să trecem peste, să avem răbdare și să fim încrezători că o să se termine cu bine. Care e mesajul pentru suporteri? Fiți alături de echipă! Mirela, un scor foarte, foarte bun obținut și astăzi. Cum a fost partida? După cum ați văzut, ieri am lucrat foarte mult la antrenament, cam ce ați văzut astăzi în meci. Ne trebuiau și goluri, trebuia să marcăm cât de mult puteam astăzi, pentru că contracandidatele noastre și ele au reușit să marcheze foarte mult. Adversarul, firește, a apărut recent în peisajul fotbalului feminin. Nu ne-a pus foarte multe probleme, pentru că și noi am stat foarte, foarte, foarte bine în teren și am acoperit foarte bine spațiile. După cum ați văzut, domnul antrenor a și făcut foarte multe modificări, tocmai ca să ungă cât mai bine mecanismul echipei. Suntem mulțumiți că ne-a ieșit ceea ce ne-am propus și ne gândim deja la meciul viitor, cel de la Roman. Mulțumim frumos, mulțumim suporterilor, a fost un meci frumos. Ne l-am îngreunat puțin, dar într-un final am câștigat cu un scor destul de bun. Ne-am atins obiectivul, suntem mai aproape de ceea ce ne dorim, adică să promovăm în Liga 1, că acolo ne este locul. 16-0, un scor destul de bun, da, într-adevăr. Dacă ar fi să vorbim despre băieți, de exemplu, băieții ar spune că este un scor ceva ce s-a schimbat tabela, nu? Cam așa e povestea la băieți. Dar iată, la voi s-a creat un obicei să fie scoruri dintre astea foarte mari și parcă nu aveți adversar în eșalonul secund. Sperăm să promovați și să nu aveți adversar nici în eșalonul întâi. Da, este mare diferența, cred eu, dar cred că avantajul nostru cel mai mare e că ne cunoaștem între noi majoritatea. Am jucat împreună 2 ani jumătate acum ceva timp, am avut o echipă puternică și cred că ăsta e avantajul nostru, ne știm, ne cunoaștem. Sperăm să promovăm și să bucurăm suporterii în continuare.